Nu lăsa vaccinul să strice sărbătorile. Așa pare că funcționează campania de vaccinare de la noi. În iarnă, medicii nu și-au stricat Crăciunul ca să se vaccineze. Acum, DSP-urile nu s-au grăbit să organizeze vaccinarea la medicii de familie pentru că începea astăzi, în a treia zi de Paște. În București, 255 de medici de familie sunt pe lista celor care vor să-și imunizeze pacienții în cabinetele proprii. Numai că doar unii dintre ei au primit de săptămâna trecută vaccin, ace, seringi, dar nu și adrenalină. Încă nu am nimic de la DSP, acum am verificat eu să văd ce stocuri de seringe am pe la cabinet. Nu știu dacă ne vor da materiale, când. Cred că singura soluție e să ne apucăm să încercăm să ne aprovizionăm de undeva ca să demarăm mai repede. Sunt pacienți pe listă de așteptare, eu nu am putut să-i programez pentru că nu pot fără seringe, ace și adrenalină. Nu te gândi că doar în București stăm prost la vaccinarea la medicii de familie. Abia în dimineața asta, directorii de DSP-uri au intrat în ședință pentru a pune la punct imunizarea în întreaga țară. Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș începe de azi distribuirea dozelor de vaccin a seringilor aferente împreună cu acele corespunzătoare. În județul Timiș, până la această dată, 113 medici și-au arătat disponibilitatea de aderare la campania de vaccinare. La Iași, din cei 110 medici înscriși să vaccineze, în jur de 20 erau azi dimineață prezenți la apel. La Cluj, din 88 de medici de familie, numai 8 încep azi să vaccineze. În Dolj, din 126 de medici, 32 primesc azi vaccin și consumabile. E atât de dificil organizarea încât directorii DSP-urilor din Ilfov, Sibiu și Galați au fost înlocuiți cu funcționari din Ministerul Sănătății, tocmai pentru a gestiona mai bine acest lucru. Ar fi trebuit să fie ziua în care vaccinarea devenea mai accesibilă și noi tot nu știm câți medici de familie încep astăzi vaccinarea, când vor începe să imunizeze toți cei peste 3.000 de medici și dacă mai vor toți să vaccineze, câți medici de familie au primit ace, seringi și adrenalină.